Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu mai denunți. E sezon. Da. Asta e. Sunt curios ce ziceți de ideea asta. Deci în Statele Unite, așa, o proaspătă familie, ei nu erau chiar tineri, dar tocmai se căsătoriseră, au trimis facturi invitațiilor care confirmaseră că vor veni la nuntă, dar au tras țeapă. Ceea bine le-a făcut. Super. Cât a fost acum? 120 de para. Opa, de persoană? Da. Mic. Pentru America, da. Sincer, mă așteptam în state să așa te bubuie mai tare. Păi le-au dat hamburger cu porție medie de cartofi prăjiți. Bubuie. Mirii le-au dat termen țeparilor o lună să plătească datoria. Aveau și termen de plată? Da. Asta e tare. Țeparii de nunți sunt super nașparli. Asta, clar. Da. Și o merită. Caz cu persoane care au confirmat sau jurat, nu știu ce, și după aia, păi, ce să, lasă-mă că vin la următoarea. Eu asta am... Că n-a prins-o pe asta? Da, da, da. Da, din cauza că nu ne-ați... Așa, zine. Citez. Din cauza că nu ne-ați anunțat că nu veți participa, această sumă ne-o datorați pentru că noi am plătit în avans. Puteți plăti prin PayPal sau Zelle. Nu știu ce e Zelle. Okay. Vă rugăm să ne anunțați ce metodă ați folosit. Mulțumim. Deci trimiteți și OP-ul. Da, asta vor și dovada plății. Da, dovada plății. După ce trimiteți dovada plății, vă iertăm. Dezbatere intensă. Iată ce zice cineva. Și vreau să mă gândesc și eu la asta. O treime dintre cei care au confirmat n-au apărut la nunta noastră. Am plătit o grămadă de mâncare care a ajuns la gunoi. A scris cineva pe Twitter. O treime mi se pare mult, rată de țepar. Poate că ar trebui să se întrebe de ce. Da, dar mie mi se pare cel mai urât lucru ăsta, știi? Să urât, confirm. Da. Dar eu am întâlnit cazuri de cetățeni care au refuzat și l-am întrebat. Bă, zic, de ce ai făcut asta? Da. Că nu mi-a fost rușine să... Că, și în cele mai multe rânduri asta se întâmplă, știi? Mi-a fost rușine. Te sună cineva. Salut, uite, mă însor, vii la nunta mea? Da. Da, când e? Peste 8 luni, sigur. Vin. Se apropie sorocul și ăla te sună. Bă, confirm, vii la nunta mea? Și aici omul intervine rușine. El n-ar vrea să meargă, că și-a făcut socotelile și n-are bani. Și intervine rușinea și de rușine zice că vine. Știi? Da, domne, vin. Și se afundă. Când face ultima reconfirmare aia cu o săptămână înainte, bă, sigur vii, da? Da, da, mă, ești nebun. Și pe urmă eu o bagă pe aia. Am avut inundație, s-a bolnăvit bunica. Nu nimic, îi trimite factura. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.